Serviciul Județean Anticorupție Mureș și-a prezentat analiza activităților și a rezultatelor obținute în acest an. Potrivit raportului întocmit pe primele 10 luni, principalele obiective au fost prevenirea, combaterea și cercetarea faptelor de corupție. La parchet au fost înaintate 83 de dosare penale. Dintre acestea, 7 au ajuns la Direcția Națională Anticorupție, iar 76 la unitățile de parchet din subordinea Înaltei Curți de Casație și Justiție. Totodată a fost dispusă începerea urmăririi penale față de 60 de persoane, iar 10 au fost condamnate de instanțe pentru fapte de corupție. Rezultatele acțiunilor au fost prezentate de șeful serviciului Bogdan Machedon în cadrul Colegiului Prefectural. Acesta a precizat că, deși numărul dosarelor a crescut, activitățile de prevenție joacă un rol tot mai important în activitatea Direcției Generale Anticorupție. În acest an, aproape 20 de persoane s-au înscris în audiențe și s-au înregistrat peste 30 de petiții.